v-ați gândit cum ar fi să aveți o grădină în care să cultivați peste 400 de soiuri de trandafiri? Nu e chiar imposibil, dar e o muncă migăloasă și titanică. Poate confirma acest lucru o cercetătoare care are în grijă grădina de trandafiri a stațiunii pentru cercetări Horticole Cluj. Gabriela Roman are în grijă toți trandafirii stațiunii. Cei creați deja de celebrul Ștefan Wagner, cei aduși din alte colțuri ale lumii, dar și de trandafirii pe care chiar ea îi creează și le dă eticheta de Made in Cluj. Unul din soiurile care a fost creat în stațiune este soiul Cluj 2010. Este un soi din grupa Floribunda, este un soi cu frunzișul semilucios. Ramurile sunt erecte, culoarea este fabuloasă. La deschidere este galben, pe urmă, în momentul când floarea, bobocul este galben, iar la deschidere floarea se face portocaliu spre roșu. Este un soi foarte rezistent la boli și la dăunători și este folosit foarte, foarte mult ca și, bordură. Este folosit în grădinile oamenilor sau în amenajări ca și borduri. În această perioadă a anului, trandafirii din soiul Floribunda sunt înfloriți în toată splendoarea lor, așa că aleile din stațiunea pentru cercetări horticole arată ca un adevărat paradis floral. Soiul Auriu de Cluj este un soi tot creat la stațiune. Este un soi care, zic eu, are o culoare deosebită, culoarea petalelor care este un galben auriu. Este parfumat, este un soi care este folosit în amenajări peisagistice datorită culorii deosebite pe care oare și frunzișul este foarte, foarte verde. Butașii trandafirilor creați în Cluj pot fi cumpărați din stațiunea pentru cercetări horticole la prețuri de 15-20 de lei, în funcție de mărimea și soiul butașului. Iar cel mai căutat soi este celebrul trandafir roșu, ce se poate vedea prin garduri în mai toate grădinile de flori. Următorul soi este ultimul, să zicem așa, din grupa trandafirilor timpurii care au înflorit în stațiune, focul de tabără, care este un soi foarte cunoscut în toată țara. Este un soi de o culoare, zic eu, răpitoare. Este văpaia, să zic așa, a flăcării. Este un soi foarte rezistent din punct de vedere a bolilor și a dăunătorilor, chiar și a secetei. Decorează prin frunzișul, care este un frunziș lucios, are înflorire remontantă tot timpul anului și merită să fie, să zic așa, cumpărat în grădinile dumneavoastră, pentru că cred că este cel mai vechi soi care există la ora actuală în țară la noi. Trandafirii cultivați în stațiune sunt atât soiuri create acolo de cercetători, cât și soiuri aduse din alte țări ale lumii.